În această zi, când în mod normal stațiunile Mamaia și Vama Veche erau pline de turiști, DJ-ii de pe litoral au vrut să le ofere momente de relaxare și bună dispoziție românilor nevoiți să stea în case, așa că au început să facă ceea ce știu ei mai bine, să mixeze piesele preferate. DJ-ii și-au anunțat evenimentele pe paginile de Facebook, iar cei interesați puteau să-i urmărească live, dar din fața calculatorului ori telefonului. Însă oamenii legii spun că DJ-ii încalcă ordonanțele militare prin acțiunile lor, așa că cei care au mixat pe plaja goală vor fi sancționați. Din punct de vedere legal, trebuie să știm că animatorii, DJ-ii, personalul beach barurilor, bar restaurantelor, nu au ce căuta în aceste zile la muncă, astfel că aceste activități nu sunt permise, se încalcă ordonanța militară numărul 3. De vremea frumoasă au vrut să profite și câțiva constanțeni care au mers pe malul mării să se bronzeze. Au motivat că locuiesc în zonă, însă oamenii legii nu au fost îngăduitori și i-au trimis acasă. Amenda pentru cei care încalcă ordonanțele militare este cuprinsă între 2.000 și 20.000 de lei.